Pleiadele sunt unele dintre cele mai cunoscute stele de pe cer. Fac parte din constelația Taurus, au fost adesea menționate în mitologie și tradus în japoneză, Pleiadele se cheamă Subaru. De aici își are numele compania de mașini, iar aceste stele se găsesc și pe sigla lor. Acesta este doar primul din 28 de nume de mașini pe care le voi explica în continuare în acest film. Cadillac este denumit după un nene pe care îl chema Antoine Lomé de la Monsieur de Cadillac. Acesta a fost un explorator și aventurier de origine franceză care trăia pe continentul american și printre realizările lui acesta a fondat orașul Detroit, care avea să ajungă principalul centru de producție a automobilelor din lume. Logo-ul Cadillac este de fapt stema de familie a acestuia. Auguste Horch este fondatorul Audi. Din fericire, acesta a avut inspirația să nu-și denumească compania Horch, dar tot a denumit-o după numele său, pentru că Horch în germană e similar cu cuvântul care înseamnă a auzi, iar Audi în latină înseamnă efectiv a auzi. Bine că și-a ales numele ăsta, parcă Horch A4 nu sună la fel de bine. Volkswagen înseamnă bineînțeles mașina poporului și a fost înființată când Hitler a vrut să creeze o mașină de stat ieftină și bună la care să aibă acces orice cetățean german. Astăzi o cunoaștem ca Volkswagen Beetle sau Broscuța, dar inițial această mașină se chema de fapt Putere prin Bucurie. Fix cuvintele care îți vin în cap când te gândești la naziști. Apropo de mașini denumite după fondatori, iată alte exemple. Louis Chevrolet, care a înființat Chevrolet, Walter Chrysler a înființat Chrysler, Henry Ford, bineînțeles, care a fondat una dintre primele companii de mașini din lume și a revoluționat procesul de asamblare, Soichiro Honda a fondat Honda, Walter Bentley a fondat Bentley, Enzo Ferrari a fondat Ferrari, iar Ferruccio Lamborghini a fondat și el o companie de mașini, dar nu mai știu cum se cheamă. În fine, oricum, de multe ori în aceste cazuri sunt doi sau mai mulți fondatori, dar doar unul dintre ei apare în nume. Nu ăsta a fost cazul cu Rolls-Royce, care a fost înființată de Charles Stuart Rolls și Frederick Henry Royce. Aston Martin a fost fondat de Lionel Martin și Robert Bamford. Ok, poate vă așteptați să fie Robert Aston sau ceva, dar Aston vine de fapt de la Aston Hill, un loc în Anglia unde se țineau curse auto care i-au inspirat pe cei doi să-și creeze propriile mașini. Mercedes-Benz vine de asemenea de la doi oameni fondatori, dar nu așa cum ne imaginăm. Benz vine de la Carl Benz, cel care în 1885 a inventat ceea ce mulți consideră a fi prima mașină din istorie. Mai târziu, acesta s-a aliat cu o companie de mașini numită Daimler Motoren Gesellschaft. Dar cum numele de Daimler Motoren Gesellschaft Benz ar fi fost cam greu de pronunțat, aceștia l-au schimbat în Daimler Benz, iar mai târziu Gottlieb Daimler, unul dintre fondatori, și-a scos propriul nume din companie și l-a înlocuit cu cel al fiicei sale pe care o chema Mercedes. Deci dacă credeați că există oameni care își numesc copiii Mercedes după mașină, nu e adevărat. E de fapt invers, Mercedes fiind un nume latin care înseamnă în esență milă. Apropo de milă, hai să trecem și la mașinile fabricate în România. Și cel mai cunoscut exemplu trebuie să fie, bineînțeles, Dacia, care provine din antichitate de la teritoriul denumit Dacia, care formează în mare ceea ce avea să ajungă România de astăzi. Numele de model, în schimb, au altă poveste. Inițial proveneau de la capacitatea motorului, cum este cazul pentru Dacia 1100 sau 1300 sau 1310. Numele mai recente, gen Logan, Duster sau Logie, provin direct din gama Renault, care își alege numele internaționale cât mai simple de reținut pentru a putea fi folosite pe orice piață. Aparent e destul de greu să găsești un nume care să nu însemne vreo înjurătură pe altă limbă. Ah, și a mai fost bineînțeles Dacia Lăstun, care a fost denumită după o pasăre. Nu știu sigur de ce, dar nu știu sigur de ce a fost construită vreodată. Oricum, altă companie românească de mașini a fost Aro, care producea la Câmpul Lung vehicule de teren și își avea numele Aro de la Auto România. Și dacă mai ține cineva minte, exista într-o perioadă și o mașină numită Allseat, care era produsă de Citroen la Craiova în parteneriat cu guvernul român. Astfel, Allseat vine de la combinația dintre Oltenia și Citroen. Revenind la brandurile străine, Saab obișnuia să producă avioane, iar numele acestei companii este de fapt un acronim pentru compania suedeză de avioane sau ceva de genul ăsta. Seat este similar, nu în sensul că făceau avioane, dar în sensul că literele din nume provin de la Sociedad Español de Automóvil de Turismo sau ceva. Fiat este un caz similar și vine de la fabrica italiana Automobili Torino, iar Alfa Romeo este atât un acronim cât și denumită după fondator. Alfa venind de la Anonima Lombarda, fabrica automobili, iar Romeo venind de la Nicola Romeo, unul dintre fondatori.
Nissan vine de la Nippon Sangyo, care în japoneză înseamnă industrie japoneză, Hyundai vine de la un cuvânt corean care înseamnă modernitate, Kia vine tot din coreană și înseamnă ceva de genul care provine din est, Lada a fost denumită după un fel de barcă vikingă, Corvette a fost și este o navă mică de război înainte să fie o mașină sport, Volvo provine de la cuvântul latinesc care înseamnă literalmente mărostogolesc, ca o roată gen, asta chiar are sens, iar în final, Toyota este denumită după fondatorul ei, Kichiro Toyoda, doar că îl chema Toyoda, cu D, nu cu T. Numele a fost schimbat pentru că în japoneză Toyota cu T se scrie cu 8 mișcări de pensulă, iar 8 este un număr norocos în Japonia. Și probabil că vă dați seama că noi aici la Top 8 suntem complet de acord. Dacă ai devenit 8 sedat de filmele noastre și nu te-ai abonat încă, atunci poate ar fi cazul să o faci. Dacă ți-a plăcut filmul ăsta, nu uita să vizionezi și altele de pe acest canal sau de pe canalul secundar Paul Lung.